Vreau să vorbim puțin și despre Festivalul Filmului Românesc la Chișinău. Da. Este a patra ediție, dacă nu greșesc. Da, este a patra ediție. Și cu ce vine în acest an? Anul ăsta, în primul rând, deodată vreau să spun că avem doi mari cineaști care au mai fost aici, Porumboiu și Judicu, cu cele mai noi filme ale lor. Avem un film așteptat care în România a strânit vâlvă și chiar la festivaluri în străinătate, vorba de Un pas în urma Serafimilor, care tratează o temă, să zic așa, cam puțin abordată despre relațiile în biserica ortodoxă sau mai concret în seminarul teologic. Bine, puțin știu, dar un scriitor basarabian, Donici, o rudă de al fabulistului Donici, el era, îi spunea Dobronravov în Rusia, după aia el a revenit în perioada țaristă, el a scris un roman tema asta, mai interesant decât acest film, se numește Novui Seminar. El a fost tradus în limba română, la București, de către o doamnă traducătoare de acolo. Dar, mă rog, asta e așa o paranteză. Așa. S-au mai făcut lucruri din astea când era mai dură situația în vremea țarului, să zic așa. Iată, cât de așteptate și cât de urmărite sunt filmele românești. Scriitorul se numește Leon Donici. El, pe urmă, a revenit în Basarabia, pe urmă s-a dus la București, nu prea a fost înțeles primit. El venea dintr-o metropolă mare de Petersburg în anii aia și s-a dus la Paris. Și după aia a murit la Paris și a fost înmormântat aici cu funerarii naționale. Leon Donici, care este interesat, poate să citească, are niște povestioare și romane foarte interesante. Cât de așteptate sunt aceste filme române și de cât sunt foarte așteptate. Noi deja aici avem format un public. Pe urmă, vreau să spun că mai avem niște filme de debut foarte interesante. Un prinț și jumătate de Ana Lungu. Mai avem un film Un om la locul lui de Hadrian Marcu. Avem un film în care joacă Valeriu Andriuț, care va fi aici și va susține un Q&A cu publicul. Duminică. Filmul se numește Câine 1, este Dragoste Câine 1, este parte dintr-o trilogie a lui Florin Șerban, un regizor mai la început, așa, dar care a stârnit deja un soi de vâlvă, așa. Pe urmă avem un masterclass și un focus pe un regizor foarte important din România de documentare, vorba de Copil Moscu și profesor universitar, care va susține un masterclass la AMTAP sâmbătă la ora 11. Pentru studenți. Deci avem o retrospectivă la capitolul retro Lucian Pentilie și Lumagien, pentru că el a decedat în anul ăsta, cu cel mai bun film românesc din toate timpurile considerat și cel mai bun film al Pentilie, Reconstituirea, care va fi duminică. Deci avem un program foarte plin. Sigur, anul ăsta programul a fost un pic mai bogat, dar din cauza împrejurărilor financiare a trebuit să mai reducem, da.